Invitatul emisiunii din această seară e un om pentru care filmul, în special, și arta în general, constituie chiar sensul de a trăi. Din păcate, vedem că trăim într-o lume superficială, în care imaginea, așa cum spunea Matei Vișniec cândva, a ajuns o gumă de mestecat pentru ochi și creier. Ce a mai rămas din filmul de artă? Cum mai reușim astăzi să decriptăm manipulările? Cum reușim astăzi să discernem între ce este, dacă vreți, chiar gunoi în peisajul acesta al imaginilor și ce este cu adevărat filmul care ne marchează, care ne pune pe gânduri și care poate schimba vieți? Invitatul din seara aceasta este Marian Sorin Rădulescu, critic de film, un om, așa cum spuneam, care iubește filmul aproape, nu? Sau mai mult ca orice pe lume. Aproape. Mulțumesc pentru invitație, Paul. De unde a venit dragostea asta pentru film? Aproape o dragoste așa, din asta nebună, pătimașă? A venit, pur și simplu. E o taină, să spunem. Nu știu. Dacă aș găsi explicații, probabil aș fi departe de adevăr. A venit, nu știu, ca o fereastră spre noi lumii. Într-o vreme în care era greu să vizitezi alte lumi datorită contextului politic respectiv din anii 70. Da, era o vreme când filmul era poate singurul refugiu, nu? Dintr-o lume urâtă, neguroasă, întunecată, într-una a viselor a unei lumi ideale, așa, nu știu. Da, dacă nu singurul, unul din puținele refugii care mai rămăseseră în România, într-o Românie destul de cenușie. În ce fel de familie ai crescut? Adică mediul în care ai copilărit ți-a format acest apetit? Nu. Pur și simplu a venit. Nu are nicio legătură cu familia. Mama mea e profesoară, a fost profesoară de limba română. Dar nu avea o pasiune deosebită pentru cinema. Tu scrii și cărți, ești critic de film, ești profesor de limba engleză, traducător de cărți, nu? Da, dar m-a interesat filmul, a fost așa, ca un fir roșu în acești ani. Cărțile tale, cel puțin eu știu despre existența a trei dintre ele și o să rog colegii din regie să ne ajute puțin. Avem videoul Marian Sorin Rădulescu și dacă reușim să ne și auzim ar fi grozav. Cărți pseudo-kinematicos, nu? Fals tratat de cinematografie. Fals tratat de cinema românesc. De cinema românesc. Asta e una dintre ele. Da. După aceea avem despre Mircea Săucan, o carte, și despre Mircea Veroi, o alta. Da. Cu precizarea că pseudo-kinematicos are trei volume. Da, e o carte apărută în trei volume. Da. De ce fals tratat? Asta cred că pune pe gânduri din prima pe oricine. M-am gândit la Alexandru Odobescu și m-am gândit că aceste eseuri despre cinema sunt un pretext de a vorbi despre ceva mai mult decât despre cinema. Din cauza asta. Tu, prin cărțile tale, ai recuperat niște regizori despre care, așa cum mărturiseai la un moment dat, nici măcar cunoscătorii n-au auzit. Mă refer la Mircea Săucan, la Mircea Veroiu. De ce crezi că nu am auzit despre ei? Mai mult Mircea Săucan. De Veroiu s-a mai auzit. A fost un regizor căruia i s-au difuzat toate filmele, cât a trăit, spre deosebire de Mircea Săucan, căruia nu i s-au difuzat câteva filme importante. Al doilea lungmetraj, Țărmul are sfârșit, n-a fost difuzat până în 1990 niciodată, a stat în cutii, nici măcar la Cinemateca. Alerta, un mediumetraj filmat de Nicolae Mărgineanu în 1967, și acela a rămas în cutii până în 1990, iar 100 de lei a fost difuzat, dar într-o variantă trunchiată, străină total de concepția a regizorului și străină, de fapt, de montajul final al regizorului. A fost amputat de anumite secvențe, au fost filmate 2-3 secvențe suplimentare cu niște dialoguri foarte corecte din punct de vedere politic pentru acei ani. Știu că regizorul, când și-a revăzut filmul Rembrandt de politic, s-a îngrozit că era pe cale să-și pună capăt zilele. Da, și muzica
Filmele de dinainte de 1990, unele dintre ele, aveau acest personaj dramatic numit Muzică, și Muzica la 100 de lei, compusă de Anatol Vieru, a fost pur și simplu rasă din coloana sonoră a filmului și înlocuită cu o ilustrație muzicală oarecum fără personalitate. Filmele de astăzi, dacă e să ne uităm la noul val de regizor român care a venit și care e, zic eu, foarte bun și promite așa noi orizonturi în acest sens. Și nu că promite, sunt certitudini acolo, mai mult decât promisiuni, cred. Ajungem și acolo. Diferă mult de cele de dinainte de 1989, care, poate și din cauza regimului totalitar, nu regizorii, scriitorii de scenariu, erau nevoiți, nu, să găsească moduri, noi modalități de a cripta lucrurile în așa fel încât mesajul să ajungă la publicul din sală, dar să treacă de cenzura comunistă. Da, bineînțeles că a fost un joc pe care și l-au asumat regizorii. Săucan, dacă tot vorbeam despre Mircea Săucan, nu și-a asumat acest joc, de aceea filmele lui n-au putut fi difuzate. Alți regizori însă și-au difuzat, și-au asumat acest joc cu cenzura și au acceptat ceea ce am putea numi niște compromisuri mai mici sau mai mari. Și așa a fost posibil să apară acele puține câteva filme realiste de autor înainte de 1990, cu care filmele de după anul 2000, la care te refereai, au o anumită priză, au o anumită legătură. Sigur că ele pun pe tapet realitatea zilelor noastre, mă gândesc la Cristi Puiu, la Mungiu, la Porumboiu și așa mai departe, dar revenind înainte de 1989, Dan Eliuc, cu celebra Croaziera sau Probă de microfon, au reușit, și eu mă mir și acum, să treacă de cenzură și filmele lor chiar săptămâni întregi să ruleze în sălile de cinematograf până să fie sigur interzise. Mai mult decât atât, au fost premiate. Croaziera a fost chiar premiat, multipremiat, nu în străinătate, ci în țară, la un festival, la Festivalul de la Costinești, de fapt. Da, au fost niște ani în care au mai putut să scape niște filme, în special după 1980, când au apărut câteva filme foarte interesante ca și construcție regizorală. Filmele lui Dan Eliuc, pe care le-ai pomenit, sunt câteva dintre ele, la care s-ar mai adăuga și... În care joacă chiar care și el în câteva în care joacă și o face și foarte bine. O face foarte bine, da. Ar mai fi încă vreo două filme de el, Glissando și Iacob, sigur, în anii aceia. Filme de Alexandru Tatos, de care ai pomenit, Secvențe, Fructe de pădure, sunt filme remarcabile. Filme de Dan Pița, sigur, care Dan sunt Pița, un alt tip de cinema decât cel practicat de Dan Eliuc și de Tatos. Concurs, Falezii de nisip, Dreptate în lanțuri, Pas în doi. Câteva filme de Veroiu foarte interesante, Sfârșitul nopții, Sămurănic din dragoste de viață, Adela. Românii aveau gust pentru cinematografie, pentru cinematograf, pentru film. Știu că în Monarhie se mergea, ANF-ul, nu, Arhiva Națională de Film, mergea cu acele celebre mașini din sat în sat și făceau proiecții, adică cumva modelau apetitul oamenilor pentru film. Da, bine. Și avem și filme din interbelic rămase, sunt și pe YouTube, care pot, mă rog, da măsura vremii respective în acest sens. Destul de puține, cred eu. Cred că de-abia pe la sfârșitul anilor 50 se poate vorbi despre o cinematografie românească în sens modern. Și filmul pe care aș vrea să-l citez este încă foarte, foarte puțin cunoscut, pentru că din cinematografia românească dinainte de 90 este bine cunoscut Reconstituirea. Sigur, care e considerat, nu, filmul reper al cinematografiei românești de către, exact, mulți critici de film. Pe bună dreptate, pentru acest tip de cinema pe care îl practică Lucian Pintilie, dar pe lângă acest tip de cinema realist, a mai existat un cinema, să-i spunem, poetic. Unii, mulți sau mai puțin malițioși, ar spune că e vorba despre un balet vizual. Mă refer la un film dinainte de Reconstituirea cu mai mult de 10 ani, vreo 12 ani. În ce an ar fi asta? 5-7. Și acolo lucrurile sunt discutabile, pentru că filmul a stat vreo 2 ani în cutii până să apară. Da, până da, să apară tot ciopărțit. Filmul se numește Viața nu-i artă, de Iulian Mihu și Manole Marcus, aflați la debut în lungmetraj la vremea aceea, care propunea
un tip de cinema foarte asemănător cu ceea ce se întâmpla în noul roman modern, adică un flux al conștiinței, adică foarte multe flashback-uri, dar nu mai știi, e vorba niște de povestiri în ramă așa. Da, pe straturi și bazate pe niște povestiri de Alexandru Sahia. Trebuie să fii foarte atent să înțelegi care e tatăl, care e fiul. Când... Bine, sunt niște filme care necesită o decriptare teribilă, adică alea sunt filme la care să-ți iei punga cu popcorn, nu, sticla cu suc și să stai să te uiți, sigur. În niciun caz. Da, au fost filme. Dar care a fost impactul ăsta? Că au venit, știm bine, nu, tancurile sovietice, 23 august 44, regele alungat din țară în decembrie 47. Ce a însemnat asta pentru România și din punct de vedere cinematografic, dincolo de latura socială, economică, mă rog, geopolitică? Păi, care a fost șocul? O sovietizare și o ideologizare și a cinematografiei române, bineînțeles. Au fost câteva înainte de momentul Viața nu iartă, dar foarte puține tendințe de eu știu, directorul nostru, poate al lui Jean Georgescu. Am văzut, sigur că da. Foarte bine, acolo e înfierat, mă rog, directorul acela corupt, care fura din avutul oștesc al săracului muncitor proletar cu șapă care... Dar era totuși o anumită libertate de expresie. Încă mai era. Încă era. Și o simți acolo. Da. Și tot, iarăși la nivelul excepțiilor, pe lângă Viața nu iartă, un film oarecum contemporan cu el, un film de Mircea Săucan, tot la el ajungem, un film care se numește Casa de pe strada noastră, un documentar. L-am văzut la sfatul tău și m-a impresionat teribil, de trei ori l-am văzut. Fără actori, da. În care actorul e casa. Exact, deci personajele sunt obiectele din acea casă. Obiecte care se schimbă de-a lungul diferitelor generații, mentalități, culturi, obiceiuri, mode. Sigur, și casa până la urmă văzut așa ca un seif, un depozitar de memorie colectivă, exact. Până la urmă generațiilor care s-au succedat acolo. Da. Care ar fi, în opinia ta, primul film de propagandă care s-a făcut în România după instaurarea regimului comunist? Știu și eu, răsună Valea, mă gândesc l-am văzut în sat la noi, ceva de genul ăsta, cred că pe acolo ar trebui. Dar cum îți explici că toți dictatorii, Hitler, Stalin, Ceaușescu, evident, ne uităm acum, Kim Jong-un în Coreea de Nord, nu, folosesc filmul ca mijloc de propagandă, ca sursă de fascinație pentru mase și chiar reușesc. Adică m-am uitat, Hitler are niște filme făcute la Berlin, nu? În celebrele adunări populare, chiar făcute cu multe camere, montaj impecabil, fascinante cumva. Adică, dacă ar fi. Și Stalin, nu? Și Stalin la fel. Da. Se adresează maselor, nu? Adică nu o să manipuleze prin, eu știu, muzică simfonică. Adică muzica simfonică nu manipulează. Nu? Din potrivă, eliberează. Eliberează. Aduce luciditate. Da. S-a dovedit un mijloc extraordinar de manipulare filmul. Și astăzi, dar e vorba de altfel de manipulare astăzi, nu... Sigur, e o manipulare puțin mai edulcorată, mai estompată, dar nu mai puțin perversă. Exact. Asta e clar. Și atinge Adesea uităm aspectul acesta. Da. Bine, aici intrăm în alt tip de discuție, comparație între statul polițienesc și cel magic și, în fine, e alt registru de discuție, numai puțin interesant. Cristian Mungiu are un scurtmetraj foarte interesant pe tema asta, numit Zapping, despre dependența de imaginile de avalma pe care noi le primim. În filmul lui e vorba despre imagini de avalma primite de la televizor. Zapping-ul nu e a schimba canalele. A schimba posturile pe telecomandă. Acum schimbăm site-urile pe, așa este, pe calculator. Din păcate am rămas cu această conștiință denaturată, deviată. Am întrebat multe persoane și mi-au spus că s-a făcut în comunism, se făcea film, domnule, adică, uite, Mihai Viteazu, avem Daci, avem Ștefan cel Mare, care știm foarte bine, sunt niște mistificări ale istoriei, care își propuneau, nimic altceva decât să îl proiecteze pe Nicolae Ceaușescu cu teoria aceasta protocronistă, ca fiind cel mai iubit fiu al poporului și singurul care poate salva acest popor. Și din păcate au fost regizori care s-au înhămat pentru diverse privilegii și unul e Sergiu Nicolaescu și știm foarte bine asta. Dumnezeu să-l ierte. Eu știu ce să spun, deci ai atins niște lucruri sfinte pentru foarte mulți oameni și probabil pentru foarte mulți din cei care ne privesc. Eu zic că Sergiu Nicolaescu încă este înconjurat de o aură. Așa, mitică. Mitică, da. Iar un personaj dintr-un film recent numit Arest de Andrei Con. Promit că o să-l văd.
am zis, mă duc. Personajul torționarului enumera cam aceleași filme pe care păi, le-ai enumerat și tu. Epopeea națională, no? Cu foarte mare seriozitate, cita acele filme ca fiind cele mai reprezentative pentru... Noi care am stat aici stabilă și am apărat Europa și uite, domnule, din cauza asta nu ne-am putut dezvolta, n-avem autostrăzi nici azi. Că am stat, am ținut piept turcilor, acum 500 de ani. Dar aș vrea să-ți spun, apropo de Mihai Viteazul, de care ai amintit, că există o parte din aceste filme de Sergiu Nicolaescu, mai ales, dar nu numai, un personaj care mie mi se pare că este evergreen. Dincolo de ideologii, dincolo de contextele politice, eu zic că există un personaj, eu spun doar un personaj, pentru mine, este doar un personaj evergreen și nemuritor și acela este muzica. Sergiu Nicolaescu, care a dispus de bugete uriașe. Regimul îi pune la dispoziție. Da. A lucrat cu niște compozitori profesioniști, iar rezultatele sunt acele muzici. N-aș începe cu Dacia, aș începe cu Mihai Viteazu. Muzica lui Tiberiu Olah stă pe picioare și astăzi. O poți asculta, iar eu o ascult fără sigur, imagine. Pentru că acești compozitori de film aveau dincolo de regim și ideologie o valoare intrinsecă. Da. Asta e clar. Dar asta nu e meritul nici al regimului, nici al lui Sergiu Nicolaescu. Poate meritul lui e că i-a dus acolo. Am vrut doar să spun că există un personaj sigur, care a supraviețuit. Sigur, da. Cu siguranță există și în aceste filme lucruri care, luate individual, au o valoare, așa cum spuneam, intrinsecă. Da, uneori decorurile, dacă suntem tot la Sergiu Nicolaescu, aș pomeni decorurile din Cuminile Curate, care mi se par ale lui Radu Boruzescu, care a fost și actor în Nunta de Piatră și în Felix și Otilia. Niște decoruri foarte interesante, care recrează foarte bine epoca, anii 40-45. Dar dincolo de acești oameni care, sigur, nu e judecăm, aici nu e tribunal, emisiunea din seara asta, care s-au pus în slujba regimului comunist din România, au fost și regizori extraordinar de valoroși și care chiar au făcut, dacă vrem să spunem așa, contra regimului, au avut atitudine din asta evidentă pe față și mă refer la Daniliu, care, din câte știu, a sfârșit pe finalul comunismului din România făcând filme de protecție a muncii prin fabricile și uzinele patriei, ceea ce mi se pare groaznic pentru un om ca el. Da, și cealaltă parte a monedei, cumva. Da, sunt de acord. Și el povestește cu umor negru adesea despre perioada asta în cartea sa, primul său roman, Pisica ruptă. Așa este. Dar să nu uităm, Mircea Daneliu, regizorul Mircea Daneliu și scenaristul Mircea Daneliu, înainte de 1990, a avut toate filmele difuzate. Cursa a fost difuzat și a fost considerat, pe bună dreptate, dacă nu cel mai bun film românesc din 1975, hai să spunem, ex aequo cu Filip cel Bun, cu ilustrate cu flori de câmp al lui Andrei Blair, ediție specială care și el a apărut după mai multe probleme, puțin ciopărțit, dar totuși rămâne unul din cele mai bune filme polițiste, mai bune și mai inteligente filme polițiste din România, alături de Un om în Loden al lui Nicolae Mărgineanu, care se distanțează de clișeele cu care suntem obișnuiți de, aventurile comisarului Moldovan, de exemplu. Deci, Cursa, ediție specială, Cronici la superlativ. Sigur, nu sunt filme de masă, nu au ajuns la marele public, fiindcă sunt ușor, un pic mai dificile. Sunt criptate, asta da, e. Un pic ai nevoie de niște resorturi ajuns, mai profunde. Au ajuns, s-a scris despre ele. Croaziera a avut cronici super elogioase. Proba de microfon, nu mai spun. Glisando, după ce a stat... Câte și mir, adică e... A stat 2 ani în cutii, Glisando a făcut valuri, adică eu mi-amintesc sările pline la Glisando când a fost lansat în 1984. Dar cred că lumea se venea la cinema, la filmele astea, și pentru că se simțea și răzbunată de regizmul de genul ăsta. Oarecum, cumva... Și Iacob la fel, și ca să închei. A fost un regizor apreciat în țară, foarte apreciat. Revin la cel despre regizorul despre care am vorbit mai devreme. Asta ar fi Daneliu, că asta ar fi una. După aceea, Mircea Săucan, despre care tu ai scris o carte și în felul ăsta l-ai și recuperat și o să rog colegii din regie să ne dea Mircea Săucan 1. Paul, măcar Daneliu făcea filme, cum ai spus, de protecția muncii.
sau că nu mai făcea nimic. El a fost dus la Balamuc în 73, după care n-a mai făcut nimic. Știu. Din 73 până în 90, 17. Pentru că regimul comunist asta făcea și face și la Hong Kong acum în China, pe protestatari îi ia și îi bagă la ospiciu și îi discreditează și, mă rog, cunoaștem tactica. Dar de spuneam, Mircea Săucan, ai scris o carte despre el, poate ne poți spune mai multe și acum pe ecran rulează imagini cu cartea de la lansare, câteva cu portretul lui. E un regizor enorm. Asta e o ipostază din filmul Casa de pe strada noastră. Te rog, povestește-ne mai mult. Da, eu am fost surprins și foarte, foarte plăcut surprins când am văzut primul său film în 1990, difuzat de TVR, Meandre, după care am văzut 100 de lei, după care am citit foarte multe, mă rog, cât am putut să citesc, nu s-a scris foarte mult despre el. Apoi am citit cu nesaț cartea Iuliei Blaga, care a apărut cu câteva zile înainte ca el să moară, în 2003. Am ajuns și la Țărmă nu are sfârșit și la Alerta și am dorit să scriu despre acest om. Am dorit să exprim punctul de vedere despre filmele lui, despre felul în care gândea el cinemaul să reiau anumite puncte de vedere importante pe care le-am găsit la unii comentatori, critici de film, în anii aceia. În puținele, repet, în puținele, eu știu, cronici care s-au scris despre el. Care ar fi, dacă e să ne raportăm la Mircea Săucan, regizoral, firul roșu, care trece așa prin toate filmele lui. Eu am văzut și Suta de lei, am văzut Casa de pe strada noastră, am văzut Sărmul de n-are sfârșit, apropo de un film extraordinar și ăsta. Da, este o formă de a, cum să spun, de a construi realitatea, realitatea lui, nu realitatea pe care o vezi cu ochiul liber și pe care o regăsim în filmele neorealiste sau realiste sau tip cinema verite. Nu realitatea aceea de pe stradă, ci o realitate interioară. Așa cum, să zicem, Tarkovski a avut modul său de a-și construi realitatea lui, care era alta decât, decât ceea ce vedeam noi cu ochiul liber. Nu? Dar Săucan oricum are ceva tarkovskian în filmele. Da, și nu numai tarkovskian, și din Dovzhenko, și din puțin din Paragiano, și din Antonioni, și din Noul Val francez. Mult, are mult din Noul Val francez. Cred că Săucan, dacă ar fi eu personal să găsesc filmul care în ochii mei le reprezintă cel mai bine, e Suta de lei. De ce spun asta? Pe noi doi ne leagă un festival, se numește Toamnă la Voroneț, e un festival de film documentar cel mai vechi din România, unde cu o lună în urmă, nu, cu o lună și un pic, am văzut filmul Suta de lei, la recomandarea ta. Prima oară l-am văzut. Vreau să spun că după ce s-a terminat filmul ăsta, eu am rămas în sală și același sentiment l-a avut și Ovidiu Lazăr. Am rămas în sală, n-am putut să mă ridic de pe scaun vreo 10 minute, eram strivit, efectiv. Și a mai avut cineva acest sentiment, da? Deci, Igor Kobilianski, care poftim, a văzut săptămâna trecută. Dar nu știu, dacă mă întreb nici acum, să spun de ce. Dar știu că e un film care m-a pus pe gânduri. Dar nu pot să spun de ce, dar oricum m-a obligat să mă reevaluez pe mine într-un fel. Da, deci, într-un fel foarte puternic. Foarte puternic, sigur. Da. E o altă lume. Sunt niște filme așa cum nu se mai fac în ziua de azi. Deci, ecouri din Săucan, dacă am vrea să găsim în cinemaul românesc din ultimii 20 de ani, probabil că am găsit, dar niște ecouri. Dar de ce mai facem? De ce ne pustim sufletește așa, parcă cu voia noastră, premeditat, nu știu? Poate pentru că a trecut acele vremuri. Aceste filme aparțin acelor vremuri. Poate că de aceea. Deci lume, ar fi cumva nefiresc dacă ar mai apărea. Și totuși, în lume se mai fac astfel de filme. Nu multe, dar se fac. În contextul cinematografiei românești, eu zic că ceea ce merge cel mai bine este acest tip de cinema realist, fără muzică. Atenție! 100 de lei și Meandre și celelalte filme ale lui, ca și o serie de filme de Dan Pița sau Veroiu, au o muzică scrisă, o muzică originală, nu o ilustrație muzicală cu bucăți de melodii pop sau rock. Deci putem ilustra din nou pe Mircea Săucan 2, da? Să punem în timp ce discutăm, ca cei care ne privesc să înțeleagă mai bine, că într-adevăr în filmele lui muzica e un personaj, veritabil. Dramatic, da, și se pune problema, care ar fi compozitorul din ziua de azi, și dispus și abil, în stare să scrie o astfel de muzică. El a lucrat cu doi mari compozitori, care erau mari compozitori de muzică.
înainte de a fi mari compozitori de muzică de film. Mă refer la Tiberiu Ola și la Anatol Vieru, așa cum Dan Pița și Mircea Veroiu au lucrat cu Adrian Enescu, care iarăși a fost un titan în muzica de film și care a știut să scrie muzică simfonică, muzică jazz, muzică pop, muzică experimentală, muzică electronică și să găsească pentru fiecare tip de imagine un anumit sound sau un anumit stil de muzică. Nu e deloc ușor. Sigur, nu e deloc ușor. Nu e deloc ușor și o spun din experiența mea umilă de realizator de film documentar independent, să creezi stări combinând așa cum trebuie, inspirat, imaginea, muzica, de multe ori vorbele celor care apar acolo și așa mai departe. Deci, eu m-am bucurat să găsesc ecouri din Săucan în câteva filme de, să zicem, Gabriel Achim, Visul lui Adalbert, dacă ai văzut, sau Ultima zi. Nu l-am văzut. În câteva filme de Adrian Sitaru, mă gândesc la Domestic, în primul rând, chiar și la Mungiu, în Occident, care se inspiră oarecum ca structură și din Pericolosul Sport Jersey, al lui Nae Caranfil, proiectat anul acesta la Gura Humorului. Ce facem? Sau, nu știu, unde își mai găsește astăzi locul Mircea Săucan în peisajul actual? Îl lăsăm undeva într-o arhivă, acolo încremenit, înțepenit, prăfuit? Sau, dimpotrivă, îl aducem? Și dacă îl aducem, cum îl aducem în față? Doar pentru un grup așa elitist, cu o prețiozitate academică de cunoscători, sau ar trebui cumva readus la lume? Eu ți-aș răspunde printr-o întrebare. Ce facem cu muzica, să zicem, lăsăm filmul, cu muzica, muzica contemporană? Ce facem cu muzica lui Anatol Vieru, cu muzica lui Tiberiu Ola, cu muzica lui Corneliu Cezar, cu muzica lui Aurel Stroie? Cum o aducem? Deocamdată, dacă mergi în librăriile de specialitate, unde găsești rafturi cu CD-uri, vei vedea că singura, cu mici excepții, n-am să numesc acum excepțiile, dar cu mici excepții, singurul compozitor de muzică din România, muzică clasică, simfonică, este George Enescu. În afară de George Enescu, nu găsești operele nici ale lui Anatol Vieru, nici ale lui Tiberiu Ola, nici ale Corneliei Tăutu, nici ale lui, eu știu, Aurel Stroie. Asta nu înseamnă că ei nu au scris. Și atunci ce facem cu muzica lor? Deocamdată nu se face nimic, nici cu muzica lor și nici cu tipul de cinema al lui. Iată-l pe Mircea Săucan, cu Săucan, barba și cu pipa. Dincolo de muzică, imaginile, operatorii, nu, cei care mânăiau camere, scenografii, da, butaforiile, toate sunt de excepție. Aici, ca ai spus, operatorii la el... Gheorghe Viorel Todan se numește operatorul care a filmat și Meandre și 100 de lei. El n-a rămas în cinematografia românească drept un mare operator, în schimb, dacă te uiți la imaginea filmelor sale, n-are cum să nu-ți placă imaginea, dar el a fost un foarte, foarte bun executant. Îți place foarte chiar bun. Dacă nu știi de ce, că exact. N-ai studii de specialitate. Și chiar dacă nu știi cine a făcut-o, pentru că dacă mergi la alți regizori, eu știu, la Liviu Ciudei, nu, deja știi, mă rog, dacă ești cât de cât cunoscător, știi, e vorba de Ovidiu Gologan, dacă mergi la Pintilie, Sergiu Huzum pentru Reconstituirea pentru Duminica la ora 6 sau mai încolo, Florin Mihăilescu, de care se știe, eu știu, Călin Ghibu, la Pintilie, la Dan Pița, la Daneliuc, la Veroiu, a colaborat cu acești regii, cu Tatos, Călin Ghibu, nu, e un titan, un nume. Ori aici, Gheorghe Viorel Todan, cine a auzit de el? Și cu toate astea, a fost un foarte, foarte bun executant al ideilor lui Mircea Săucan. Dincolo de Mircea Săucan, l-ai recuperat și pe Mircea Veroiu, care nu era chiar atât de pierdut ca Săucan, dar era cumva. Și e bine că l-ai readus prin cartea ta. O să-i rog pe colegii din regie să ne dea Mircea Veroiu 1, în timp ce discutăm despre cartea pe care ai scris-o. Povestește-ne puțin despre cartea asta. Mircea Veroiu face parte din așa numita generație 70. E vorba de niște regizori care au debutat chiar în 1970, când au avut loc când s-au petrecut acele inundații în Ardeal și cei care tocmai terminaseră facultatea, Dan Pița, Mircea Veroiu, Iosif Demian, directorul de imagine Iosif Demian și o serie de alți cineaști, dintre care face parte și Stere Gulea, Andrei Cătălin Băleanu, Roxana Pană și alții, au mers în Ardeal
și au filmat. Ce au filmat? Pe oamenii cărora apele le luaseră casele. Rezultatul este o suită de imagini extraordinar de expresive, de poetice, datorită calităților de pictor ale lui Iosif Demian, directorul de imagine, Iosif Demian, care între timp a devenit regizor și care, după momentul Apa ca un bivol negru, a colaborat cu Mircea Verui la încă două filme. Mă refer la Nunta de piatră și Duhul aurului. Sunt filme în două părți, o parte regizată de Dan Pița, o parte de Mircea Verui, după schițe de Iona Gârbiceanu. Filme, de asemenea, foarte, nu știu, dificile, să le spunem așa, pentru că au foarte puțin dialog, filme care care merg mai mult pe stări. Induc stări și... Au o foarte bună muzică, mai ales Nunta de piatră a lui Dorin Liviu Zaharia, în colaborare cu Dan Andrei Aldea și cu formația Sphinx. Apoi, Dincolo de pod, după romanul Mara de Ioan Slavici, care are o scenografie și o imagine, imaginea Călin Ghibu, deosebit de expresive. Au urmat câteva filme nu foarte reușite, zic eu, Mircea Verui, Hiperion, Mânia, chiar și Între oglinzi paralele, după care Mircea Verui a semnat al doilea western românesc, Artista dolarii și ardelenii. Dan Pița tocmai regizase cu succes inclusiv de casă, succes. Da, poate că nu sunt atât de profunde ca cele enumerate anterior, însă au rămas în conștiința noastră. Sunt foarte bine făcute. Sunt foarte bine făcute, cu umor, cu multe calități. Și el a venit cu al doilea film, Artista dolarii și ardelenii, care a rămas cel mai popular film al său, adică cu cei mai mulți spectatori. Și asta, cred că i-a dat așa un boost, după care a făcut Semnul șarpelui, după un roman, după niște scrieri de Mircea Micu, cu Ovidiu Moldovan și cu alți actori mari și cu o imagine iarăși deosebită de realizată de Călin Ghibu și cu muzică de Adrian Enescu. Apoi, Așteptând un tren, un film mai puțin izbutit, dar cu calități pe anumite segmente, și filmul care s-ar cuveni recuperat de la Verui, și am constatat că mulți critici de film, nu numai cei încă tineri, să spunem, nu l-au văzut. E vorba de Sfârșitul nopții, un film alb-negru foarte diferit de ceea ce făcuse Verui până atunci și de ceea ce făcuse, ce avea să facă Verui după aceea. Sfârșitul nopții cu Mircea Deaconu, cu Gheorghe Visu, unul din cele mai bune roluri în film ale lui Gheorghe Visu, la fel ca cel din Faleze de nisip, și cu o serie de alți actori, Mariana Buruiană. Deci, Sfârșitul nopții, aș zice eu că e un film care ar merita să fie cunoscut, mult mai cunoscut. Apoi a urmat Să mor rănit din dragoste de viață, cu Claudiu Blonț, cu același Gheorghe Visu, cu tot Mariana Buruiană, Tora Vasilescu, Marcel Iureș, într-unul din cele mai bune roluri ale sale, de inspector la siguranță. Bine, că de fapt actori de film nu avem, sunt toți vin din teatru. Da, toți vin din teatru, dar din cei care vin, pentru că nu avem o școală de actorie de film. Este în Statele Unite, de exemplu. Da, așa este, bine, dar acolo și filmul înseamnă altceva. E altă industrie. Dar din cei care vin din teatru, putem spune, adică se separă cumva apele și putem spune că sunt unii care sunt aproape născuți pentru film și care dau foarte bine în film. Adică poate că își dau seama de asta doar când ajung pe platoul de filmare și, nu știu, sau la un casting, nu? Când sunt remarcați de niște regizori inspirați. Ce să spunem despre Victorie Benjuc? Ce să spunem despre George Constantin? Corect, despre Tora Vasilescu, nu? Dar trăgând așa o linie, am discutat despre Săucan, despre Veroiu, despre Danieliuc, despre Pița, cumva. Dacă tragem așa o linie, până în 1990, care ar fi în opinia ta de critic de film, de om avizat, poate regizorii, nu știu, reprezentativi pentru noi, ca nație, că până la urmă filmele astea nu sunt altceva decât fibra noastră cea mai profundă ca popor. Eu așa le văd și cred că așa și este. Păi, la modul cel mai înalt. Așa, să-i punem pe câteva degete. La modul cel mai înalt și cel mai ideal cu putință, eu aș zice că Lucian Pintilie și Mircea Săucan, Dan Pița cu acele filme și Mircea Daneliuc, Alexandru Tatos, și apoi mai sunt alții cu niște
cu o operă inegală, cu câteva momente interesante, eu știu, Manole Marcus, Iulian Mihu, care au pe locul niște filme interesante, Andrei Blair cu acel film pe tema avorturilor, care de fapt e mult mai mult decât atât, Ilustrante cu flori de câmp de 1975. Și a venit momentul 1989, decembrie, când, așa cum se striga pe străzi, ne-am luat porția de libertate. Cât de mult s-a reflectat asta în noul val de regizori români? Libertatea asta mult clamată. Despre noul val de regizori români putem vorbi după 90, abia după anul 2000. A existat câteva, iarăși, momente oarecum izolate. A existat debutul oarecum întârziat al lui Nae Caranfil. Laurențiu Damian a făcut două filme în anii 90, la începutul anilor 90. Dar propriu-zis, a contat momentul Marfa și Banii, nu? Pentru cinemaul românesc din ultimii 20 de ani, urmat de momentul Occident, urmat de momentul Moartea Domnului Lăzărescu și 4-3-2 și o serie de... și de fapt toate filmele. 4-3-2 și Moartea Domnului Lăzărescu sunt niște borne, practic, că cumva deschid alte uși. Sunt. Și pe lângă ei au venit și alții. A venit Porumboiu, Corneliu Porumboiu, cu a fost polițist adjectiv, Radu Muntean, Marți după Crăciun, nu? Hârtia va fi albastră despre Revoluție, zilele Revoluției. L-am văzut și acela e un dramatist teribil. Impresionant, da. Și alții, Călin Nețer, cu poziția copilului, medalia de onoare. Pe mulți dintre ei i-am cunoscut personal, sunt niște oameni fascinanți, unii sunt introvertiți, alții dimpotrivă, dar totuși filmele lor, și aici mă refer de exemplu la Restul e tăcere, da? A lui Nae Caranfil. Nae Caranfil. Iarăși Moartea Domnului Lăzărescu, care de fapt sunt niște oglinzi pe care de multe ori refuzăm să ni le punem în față, din ipocrizie, din teamă, dar acești oameni ne obligă să ne vedem așa cum suntem, ca popor. Eu cred că asta e foarte important și poate duce la formarea de anticorpi pentru o nație, mai ales care a ieșit dintr-un comunism de aproape jumătate de veac. Da, e greu să, cum să spun, e greu să pretinzi ca omul să vrea să se uite în oglindă și să-și asume. Mai ales dacă e urât și bolnav. Sigur. Și schimonosit. Asta a făcut comunismul din noi. Dar toți suntem, și Paul și eu. Și eu și tu suntem marcați de comunism, din păcate. Chiar discutam aseară cu cineva că revoluția nu s-a terminat atunci cu plecarea lui Ceaușescu de pe CC. Ea continuă și astăzi. Ceaușescu n-a murit, nu? Și Adam Ilea. Da. Și Elvis trăiește undeva în America de Sud, cred că. Dar revoluția continuă și această revoluție, această, cum să spun, detoxifiere de ce înseamnă comunism, se face și prin film, sau mai ales prin film. Dar mai că aceste filme de care vorbim, noul val, noul cinema românesc, sunt niște filme nu neapărat pentru export, ci niște filme care nu ajung la marele public, la spectatori. Nu ajung din mai multe puncte de vedere. Nu ajung fizic, pentru că nu mai e... Și aici intrăm în cu totul alt registru al cinematografele, difuzare, dar nu ajung și din, eu știu, din pricini metafizice, ca să spun așa, pentru că datorită puterii oglinzii și faptului că foarte puțini sunt pregătiți să se uite în acea oglindă și datorită tipului de cinema, aș zice, deși atunci când s-au spart, eu știu, aceste norme ale cinemaului românesc de astăzi, cum a fost în cazul filmului lui Adrian Sitaru, de exemplu, Domestic, un film despre care s-a vorbit destul de puțin și un film care s-a difuzat destul de puțin. Un film care nu are așa zisul mizerabilism și ciorba aceea din bucătărie și faianța și greșeala acela post-decembristă care ne place nouă, să le spunem că sunt clișee, dar asta e viața. Asta adică, e viața reală. Nu, vezi. Și cu toate astea, filmul e puțin cunoscut și atunci te întrebi, stai puțin, păi da, uite, omul ăla a făcut un film în care nu vezi, eu știu, planuri, secvență, lungi. Da, banalul apartament de bloc. Nu vezi, e foarte... Da. Entertaining. Probabil că nu ne place să vedem nici ciorba din bucătărie, tocmai pentru că știm că așa e, dar nu ne place să vedem nici acel, nu știu, glamorous, dar nu este glamour, pentru că știm că nu e al nostru. Nu e glamour, adică acele realități, acele familii există, nu sunt exagerate la un film ca Domestic și cu toate astea nu a ajuns la mare revoluție. Refuzăm să ne uităm în aceste oglinzi, cum e Moartea Domnului Lăzărescu, care sfârșește undeva, nu, mort așa, din cauza unui sistem de sănătate bolnav, la rândul. Dar, uite,
a venit momentul colectiv. Am comemorat 4 ani de colectiv, când 64 de oameni au murit din cauza unui sistem de sănătate bolnav. Deci, atât că domnul Lăzărescu s-a multiplicat, da? În cei 64 de oameni. Atâta timp cât vom refuza demersurile acestor cineaști mari, vom sfârși mereu în același eșec, chiar social, sufletesc, nu știu, e... Da. Ce e de făcut? Ce facem până la urmă? Nu știu să dau, n-aș ști să dau soluție. Apropo de colectiv, s-a făcut un film documentar care a fost foarte bine primit în Occident. Da. Ca de fapt și filmele lui Cristi Puiu, lui Porumboiu. De asta și spun că ele sunt pentru export. Da, și când spun pentru export, mă gândesc mai ales pentru festivalurile care contează. Vezi că occidentalului e sigur că îi placă, îi se par ceva exotic și sunt pentru ei, asta e adevărat. Dar pentru noi e realitatea crudă a unei vieți pe care o trăim în mod cotidian aici, în București și în toate orașele țării și, în fine, peste tot. Deși, într-un anumit sens, eu cred că ei empatizează cu ce văd. Deci nu e neapărat un exotism acolo. Ei empatizează cu problemele, cu așa numitul general uman, nu? Din filmele românești, fără să fi vizitat vreodată România. Adică nu li se pare că e un film de pe planeta Marte. Mi se pare că sunt niște oameni. Adică e posibil, ar putea fi. Sigur, fără adică nicio văd niște oameni în anumite... Așa cum și noi când vedem un film american, dacă ne place și dacă suntem sinceri, vedem sau căutăm niște oameni acolo. Nu? Atunci când nu căutăm supereroi și super acțiune, ne place... Eu știu, acest Joker, nu? Care rulează în ziua. Pe care eu nu l-am văzut, dar o să mă duc să-l văd. Sunt niște lucruri general umane acolo. Dincolo de... Cu care te identifici, adică ai putea fi oricând în locul celui de pe pânză, de pe ecran. Bineînțeles. Dacă ar fi să fac o analiză așa superficială, filmele de după 90 sunt făcute multe dintre ele cu low budget. Sigur. Pe când cele de dinainte, că tot vorbeam de Sergiu Nicolaescu, existau acele divizii de soldați în termen pe care pe unii îmbrăcai în turci, pe alții în soldații lui Ștefan și îi puneai să joace, îi puneai să lupte. Ei, ori acum chiar spunea Cristi Puiu la un moment dat că a făcut, nu mai știu, Sierra Nevada parcă, cu un buget de 40.000-50.000 de euro, ceea ce este insignifiant în lumea mare a cinematografului. Da. Și ca dovadă se poate face un film mare și cu 40.000 de corect. Euro și se poate face un film pe sigur că totul pe e, care aici, repede, e aici și aici da, mă rog. Cu 4 da, dar e cumva milioane. Nedrept în clipa în care vezi pe cineva ca Elena Udrea care are o poșetă de 20.000 și omul ăsta face un film pe care îl duce până la Oscar, să zicem 40.000 sau 50.000, ceva îți spune că România e profund defectă cumva, adică doar România. Doar România. Sunt lucruri, ai văzut Leviathan, în Rusia se întâmplă și acolo niște lucruri. Mai ales în Rusia, că de acolo se trag nou multe păcate la Moscova. Peste tot sunt, fiecare și are, eu zic, povestea. Nu știu, cred că statul român a trebuit cumva să se implice mai mult în a susține financiar. Știu că UCI nu o face, da? Unii acinașilor din România, a cărei membru ești chiar tu, da? Unul dintre ei, o face. Adică se dau, nu știu, că 10 milioane de ron pe an, sau era ultima oară cam asta văzusem. Și acolo îți trimiți proiectul și, mă rog, dacă e pe bune, și sper că e pe bune ce se întâmplă acolo, poate tu știi mai bine, primești niște bani. Dar nu cred că e suficient. Adică nu cred că doar la asta trebuie să se rezume toată povestea asta. Da, e nevoie de entuziasm, e nevoie de... Pentru că dincolo de Porumboiu, de Mungiu, de Puiu, de Caranfil, trebuie să le dăm o șansă și celor care vin acum, cum să spun, post-nou val, adică... Da, va fi o perioadă interesantă. Da, așteptăm să vedem ce va fi și din punctul ăsta de vedere, dar oricum au fost tineri chiar la toamnă la Voroneț, Angie, o fată din Albania care a venit cu un film bun, adică și-a luat premiul pentru regie. Da, și mie mi-a plăcut un film nepremiat, făcut de un student, Mezzopiano, dacă l-ai văzut. Nu l-am văzut, dar dacă spui tu e Dorina Lază și Gabriel Spahiu, un film foarte interesant, care avea și muzică originală. Și o anumită privire asupra, eu știu, detaliilor de atmosferă scenografice. Da, apropo de asta, uite, cum vezi tu faptul că nou val de regizori care vine, care termină acum Academia de Film,
abordează teme care de multe ori mie mi se par derizorii, dar asta s-ar putea să fie problema mea. Și am văzut un film făcut de Cristi Puiu în anii 90, când era el însuși student la rândui, despre piața universității. Bine, erau și momente, dar am avut și noi 10 august în Piața Victoria, adică avem material de mestecat regizoral și scenaristic. A făcut un film despre piața universității cu un băiat dispărut acolo și împușcat, Hotel Cismigiu cu o fată care a căzut cu liftul pe casa scării și a murit. Adică vreau să spun că cineaștii, chiar la începuturile lor, care astăzi sunt nume mari, erau preocupați de teme serioase, de probleme profunde ale societății. Pe când eu astăzi nu mai văd asta, dar repet, s-ar putea să am o problemă eu de percepție, nu știu. Cum vezi situația? Bine, eu cred că nu există neapărat teme mari și teme mici. Cred că există, diferența o face implicarea fiecărui autor. Adică poți să faci din... Revoluția e o temă serioasă, mare. Asta, dar asta nu clar. Înseamnă că orice film făcut, că inspirat din Revoluție, e bun pentru că tema e serioasă, nu? Da, poate eu să știu, fie foarte prost, să fie, să arunce în derizoriu tema principală. Eu știu, Infernul închisorilor comuniste, da, nu? Da. E o temă serioasă. Asta nu înseamnă că orice regizor care se inspiră din ce s-a întâmplat în închisori, deși asta este, cum să spun, o capcană, pentru că pentru foarte mulți spectatori, am întâlnit foarte multă lume care s-a dus să vadă, să zicem, un film pentru că e inspirat din ce s-a întâmplat în acele închisori. Și au plecat dezamăgiți, poate. Nu toți. Sau nu neapărat. Nu toți. Depinde despre ce lume discutăm. Și depinde sunt oameni de și oameni. Ce așteptări are spectatorul. Dar eu cred că diferența nu face subiectul sau tema, ci o face abordarea, nu? Mijloacele de... Din păcate, noi am cam uitat ce înseamnă comunismul și asta mi-a dovedit cei care sunt, bă, era mai bine pe vremea aia. Dar uite, filme de genul acesta, despre ce s-a întâmplat, Fenomenul Pitești, Aiud, Gherla, Canalul, filme documentare despre Sighet, că a murit acolo Maniu și toată floarea politică și intelectuală a României, se fac prea puține filme de genul ăsta și acești oameni se duc, deținuții politic pleacă. Mi-aș dori tare mult să văd filme documentare pe tema asta. Filme... Film. Eu recunosc că mă țin de asta și sper câteva, să mă aștept Dumnezeu să mai continui, da? A apărut acum Între Chin și Amin. Un film care știu că a făcut furorie și pentru că, în primul rând, că e despre Fenomenul Pitești, dacă joacă fata lui Gică Hagi acolo. Adică, cam, mă rog, e bine, dacă și prin asta s-a propagat vestea, e în regulă. La un pol este Între Chin și Amin, la alt pol este Arest, al lui Andrei Con, pe care te invit să-l vezi. Cu siguranță o să mă duc să-l vezi. Totuși e bine că se fac genul ăsta de filme, pentru că nu ne lasă să uităm ce a fost ca să nu repetăm. Comunismul, din păcate, bântuie societatea românească chiar și azi. Și asta vedem la nivel politic, social, cultural, economic, mă rog, pe toate părțile. Te miră că bântuie? Adică, eu zic că semn de minare ar fi să constați la 30 de ani de la Revoluție. Că am scăpat doar cu atât. Sigur că da. Și să vezi, wow, ce... Adică nu trebuie să ne miră. Și vă mai bântuie. Din păcate. Știu că vii din Timișoara, acolo trăiești, acolo locuiești și la un moment dat, în vremea mult blamatului comunism, ceaușist, avea 13 săli de cinematograf. Plus grădinile de vară. Da? Bun. Câte mai sunt acum? Zero. Că, nu, vorbeam că nu merge lumea la film sau că merg prea puțin oameni. Ei, unde se vadă aceste filme? Păi, aceste filme nu pot fi văzute, nu pentru că nu sunt săli de cinema în Timișoara, sunt 20 de săli de cinema. Da, dar unde sunt? Aici e problema. În mall-uri. Sigur că da. Deci problema e că săli de cinema există. Și nu ca cele de pe vremea lui Ceaușescu. Rudimentare din alea. Săli dotate cu Dolby Surround, săli dotate cu fotolii, cu aer condiționat, cu tot confortul. Problema este că acei administratori de săli nu vor să audă de filme, nu de filme românești, nu vor să audă de alte filme decât de filme americane de tip blockbuster, dar nu de blockbuster de acum 40-50 de ani, eu știu, de Steven Spielberg, eu știu, Close Encounters of the Third Kind. Că ar fi grozav. Ar fi grozav să-l reia. Ar fi foarte... Un blockbuster, nu, de calitate. Da, dar valoros, până la urmă. Deci nu vor să audă de nimic altceva decât de blockbuster americane din ziua, din anul curent. Atât. Restul nu contează. Bine, până la urmă e vorba despre bani. Asta e clar. Și punându-mă în locul lor, cumva le înțeleg atitudinea și percepția, da, dar... Da, odată pe lună, ce zici? Odată pe lună, acea sală n-ar putea să... Ar putea să facă și o pomană. Odată așa, pe lună. De sufletul, odată pe lună. De sufletul lui, nu știu, a lui Săutan. Odată sau pe lui an. Veroi. Odată pe an. Da. O proiecție. Nu. Sunt 7-8 proiecții cu Joker și cu, eu știu, Once Upon a Time. Pe de altă parte, într-o economie capitalistă, pentru că știm cu toții ce a însemnat comunism, nu ne mai dorim să ne întoarcem acolo. E capitalism, ok, la noi au
formă de capitalism mai deviată și deviantă așa, dar e firesc să apară 1 milion de săli de cinema în București, în Timișoara, în Iași. Bun. De asta nu înseamnă că statul român în paralel nu trebuie să aibă propria rețea de cinematografe care să asigure poporului român filme de calitate, filme care nu tâmpesc copiii de la vârste fragede și care deschid niște orizonturi existențiale așa profunde. Cred că nu se mai poate implementa, ca să zic așa, gândul tău în ziua de azi. De ce n-am putea să facem asta? Pentru că lumea e foarte grăbită, pentru că foarte puțini spectatori sunt interesați de aceste filme atunci când ele într-adevăr ajung da, în sală. Da, vine și mâncând. Poate că după ce vezi un film, două din astea, îți dai seama că nu mai poți trăi fără ele sau că ai trăit degeaba până atunci. Nu știu ce să spun. Nu, deci lumea este foarte grăbită, iar când apar rare ori, când apar astfel de filme, sălile sunt aproape goale. Deci când ajung, eu știu, un film ca Arest, să zicem, sau un film ca, eu știu, Sierra Nevada, 2-3 săptămâni, după care... Bun, e clar că nu e un apetit pentru asta, dar, repet, nu e pentru că nu e format, pentru că nu sunt premisele, nu punctul de plecare da. Spre acest orizont. Pârghile, da? Eu nu cred că există o politică culturală în acest sens. Dar eu n-am văzut la niciun politician în platforma, program cu care candidează oriunde să fie trecut, domnule, o să fac în orașul ăsta 3 cinemauri. Nu, pentru că percepția, film înseamnă film american de divertisment, da. Blockbuster, asta este. Iar chestia asta e rezolvată. Le găsești cu asupra de măsură în mall-uri. Deci ce să mai rezolvăm? Da, și sunt filme facile care pe om nu-l pun să gândească prea mult, nu-l țintuiesc în scaun așa cum m-a țintuit pe mine suta de lei a lui Săucan. Sunt filme care efectiv sunt decriptate foarte ușor și... Da, a trecut vremea. Eu cred că a trecut vremea acelui tip de cinema. Ce vorbim noi acum sunt niște excepții, niște mici întâlniri, niște spectacole de gală, niște participări la niște festivaluri onorabile. Deci participări onorabile și mai mult decât onorabile, dar atât. Filmul ca și mijloc de educare e deja ceva oarecum depășit, cred. Marian, suntem pe final de emisiune. Din păcate, timpul e cel mai mare dușman al omului, în general, și al nostru în special în seara asta. Ce ne sfătuiești să facem? Ce filme să vedem? Cum să facem să nu mai pierdem timpul cu prostii? Vorbind așa pe șleau, cam despre asta e vorba. E greu, pentru că tu încerc mie să dau rețeta discernământului. Ori la discernământ se ajunge uneori după o viață de om, la discernământ. Adică, eu știu, o virtute mai înaltă decât discernământul nu cred că există. Și nu cred că există, nu pot să o transplantez, chiar dacă aș deține-o, dar nu o dețin. Dar dacă aș deține-o, nu cred că aș putea să o transplantez în creierul și în simțirea altui om. Eu pur și simplu să privească atent în jur, să deschidă ochii mari, să vadă, să străvadă, să nu se lasă mințiți. Dacă aș spune, nu vă lăsați mințiți, ți s-ar părea că e ușor, nimic mai simplu, dar e nimic mai greu decât să nu te lași mințit după ce... Și manipulat, nu? Adică după ce o viață te-ai lăsat mințit, uneori fără să știi, de fapt, că ești mințit, alteori știi că ești mințit, dar îți convine și odată nu vă mai lăsați mințiți. Puh, groaznic, nu? Bine, dar îți convine să fii mințit poate de multe ori că te lasă așa în balta ta autosuficient, în zeama proprie acolo și despre asta nu te obligă să-ți depășești condiția. Despre asta e vorba. Nu despre asta e vorba în mitul peștelui lui Platon. Lui Platon, bineînțeles. Nu când au ieșit, unul dintre ei a ieșit, nu? Și a văzut că s-a înșelat și că, de fapt, realitatea nu sunt acele obiecte sau proiecțiile acelor obiecte pe perete, ci, nu știu, soarele, copacii, animalele, și a venit și le-a spus. Băi, voi ați fost mințiți, am trăit în minciună. E, care a fost reacția lor, apropo de întrebarea ta? Și el le-a dat un sfat, nu? Și aici au spus, îți mulțumim că ne-ai iluminat. Nu, era să-l omoare în bătăi, pentru că n-a acceptat punctul lui de vedere de afară. Revenim din nou la oglinzi. Oglinzi, nu vrem să ne vedem în oglinzi. Da, e vorba de libertate. Avem libertatea și să nu ne vedem în oglinzi. Eu zic că a fi liber înseamnă și să îți folosești și în acest fel libertatea, nu? Să nu vrei să te vezi în oglinzi. Ești liber să te și autodistrugi. Sigur, până la urmă. Nu? Asta înseamnă libertatea. Altfel ar mai fi libertatea, adică ar mai fi așa... Libertatea ori e totală, ori nu există. Nu? Fiecare dă socoteală mai devreme sau mai târziu pentru opțiunile sale.
Filmul cu adevărat este așa, nu, un motor al libertății și cred că fără filme, lumea de astăzi n-ar mai concepe existența, viața. Acum, sigur, contează mult și la ce filme privim, la ce filme ne lăsăm expuși, nu? Pentru că ele ne formează, ele practic dau măsura a ceea ce suntem. Spune ce film privești ca să spun cine ești, nu? Am putea să încheiem emisiunea se cu poate acest spune și așa, dicton. Da. Eu îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de noi. Și eu mulțumesc. De cei care ne-au privit în seara asta și sper că a fost o emisiune interesantă, chiar dacă poate pe alocuri puțin așa, nu știu, mai pentru specialiști, dar noi am încercat așa să o aducem pe înțelesul tuturor, chiar al meu, în primul rând, pentru că eu nu sunt un critic de film, un specialist. Marian Sorin Rădulescu este. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Până la o următoare revedere, vă doresc toate cele bune. Pe curând!